Un bărbat în vârstă de 53 de ani a sunat duminică seară la numărul de urgență 112 și a anunțat faptul că s-a rătăcit într-o pădure din apropierea comunei Căzănești. Acesta a precizat că este în pericol să fie mâncat de șacali. Salvamontiștii, polițiștii și pompierii au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare a bărbatului. Acțiunea a fost desfășurată de Serviciul Județean Salvamont Mehedinți pe raza comunei Căzănești. Apelul a venit prin 112 anunțând despre rătăcirea unei persoane în pădure în vârstă de 53 de ani de sex masculin din comuna Căzănești. Acesta a apelat Serviciul 112 și a spus că nu știe unde se află și că este atacat de către șacali. După acest apel, nu a mai putut fi contactat de către salvatori. Aseară, în jurul orei 20, am fost anunțați prin Serviciul de Urgență 112 cu privire la rătăcirea unei persoane în pădure, între satul Găvodarva și Valea Coșuștei, de pe raza comunei Căzănești, în vârstă de 53 de ani, de sex masculin. Acesta a apelat serviciul 112 și a spus că nu știe unde se află, că este atacat de animale sălbatice, după care nu a mai putut fi contactat de către niciun organ abilitat. După câteva ore de căutare, împreună cu colegii de la ISU Mehedinți, poliția din comuna Căzănești și jandarmeria Mehedinți, persoana a fost găsită în apropiere de sat și nu a necesitat îngrijiri medicale. Ca să fii salvat, trebuie să știi cum acționează salvatorii. Astfel le îngreunezi munca și te pui pe tine în pericol sau pe ei. Aceștia încep să te caute doar după ce primesc un apel de urgență de la tine sau de la cineva care constată că lipsești de mult timp, fără să dai vreun semn. În acel moment, autoritățile analizează situația și încearcă să adune informații utile. La solicitarea IPJ Mehedinți, 6 suboficeri din cadrul jandarmeriei Mehedinți au participat în data de 6/2/2022, începând cu ora 21:45, la acțiunea de căutare a persoanei dispărute pe raza comunei Căzănești, județul Mehedinți. Bărbatul a fost găsit în jurul orei 23:45 într-o pădure de pe raza comunei, neavând nevoie de îngrijiri medicale. La acțiunea de căutare au participat echipaje mixte, formate din jandarmi, pompieri, polițiști și lucrători salvamont. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a ținut să sublinieze importanța și să îi felicite totodată pe profesioniștii de la Salvamont Mehedinți din cadrul direcției Geoparcul Platoul Mehedinți a Consiliului Județean. Astfel de intervenții ne arată cât de important este să avem forțe de intervenții specializate, bine pregătite profesional și cu echipamente care să îi ajute în munca lor. Felicitări Serviciului Salvamont Mehedinți din cadrul direcției Geoparcul Platoul Mehedinți a Consiliului Județean Mehedinți și totodată tuturor celor care au participat la intervenție. A transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.